Organizată de către Invictus România, ștafeta a mobilizat mii de voluntari, alergători și bicicliști din întreaga țară, care vor reuni cele trei ștafete roșu, galben și albastru la Carei, în 25 octombrie de Ziua Armatei. Ștafeta a ajuns și în județul Hunedoara, la Petroșani, Petrila, Hunedoara și Deva, iar în această dimineață voluntarii din județ au plecat în alergare spre Lugoj. Ediția din acest an a ștafetei veteranilor Invictus a inclus mai multe localități din județ. La fiecare ediție, ștafeta se derulează pe trei trasee denumite după culorile drapelului național, care străbat țara de la București la Carei, pe o lungime totală de 3.800 de kilometri. Hunedoara se află anul acesta pe traseul albastru. Ștafeta Invictus a fost adusă în municipiul Hunedoara de un grup de alergători din Valea Jiului. Alte schimburi de ștafetă au fost programate pentru penitenciarul Bârcea, iar mai apoi la Deva. Invictus România este o mișcare care sprijină luptătorii români răniți în teatrele de operații să participe la jocurile Invictus și care mobilizează an de an sute de voluntari în cadrul unor manifestări menite să arate respectul nostru față de eroii și veteranii neamului.